Vă salut dragi privitori. Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ana Maria Prodan nu s-a mai putut abține în scandalul fraților Tate, astfel că impresara a făcut declarații despre acest caz și susține că dreptatea trebuie să se facă la judecătorie, nu la televizor. Ana Maria Prodan susține că ar fi trebuit să-i aresteze pe milionari dacă ar fi fost probe concrete, să nu facem circ mediatic aiurea căci dacă nu se va dovedi vinovăția lor, oare ce se va întâmpla? Circul asta mediatic e toxic pentru o societate. În România întâi ești arestat, după care se caută dovezile. Eu că cetățean al României sunt siderată și oripilată că trăim aceste momente, l-am văzut pe Victor Pițurcă. O mascaradă fără pereche munca lui de o viață și imaginea lui distruse pentru ce. Normal eu știu că este invers în viața asta. Avem dovezi și arestăm. Statul român plătește atât de mulți bani pentru arestarea acestor oameni care sunt vinovați înainte de a administra probe de vinovăție. De multe ori se întâmplă să nu se dovedească acuzațiile cine mai șterge demență creată de media din viața celor oameni, oare nu se pot judecă în arest domiciliar. Oare sunt criminali atât de periculoși? Întreb doar. Există dovezi clare cu privire la acest caz. Înțeleg că fetele din acest dosar sunt pe arest domiciliar. Oare de ce nu putem trata ca niște profesioniști cazurile acestea celebre? Oare de ce trebuie să facem un circ mediatic din orice? Nu cred că fac cinste țării. Am înțeles că s-au predat singuri acești doi frați. Puteau să fugă, cred eu de ce să arestăm, repet, înainte să avem toate probele incriminatorii? Asta mi se pare incredibil. Se scapă informații în presă în multe. De ce? Unde în lume există așa ceva, dacă sunt vinovați, cu siguranță se vor strânge probe și își vor face pedeapsa. Unde este prezumția de nevinovăție? De ce nu se aplică în România? Oare facem aceste circuri mediatice pentru a distrage atenția de la lucrurile care sunt importante cu adevărat? Oare cât plătește statul român de spăgubiri în situația de nevinovăție? Cine șterge imaginile din memoria familiilor acestor oameni? Eu cred că trebuie să ne înălțăm ca nație. Să facem lucrurile cum trebuiesc făcute. Arestează persoanele doar dacă ai dovezi foarte clare. Dacă nu ai dovezi, pune-i în arest domiciliar și vezi ce găsești pentru a face lumină în acel caz. Îmi pare atât de rău că se fac procese pentru a face circ național. Aș vrea să trăiesc într-o țară liberă, unde cine greșește plătește. Dar plătește, repet, pe probe administrate înainte de arestare, a declarat Ana Maria Prodan. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.